plec, se duc și zboară. Totul trece ca într-un vis. Mamă, ești tot mai frumoasă, chiar dacă timpul te-a nins. Și nu știu în lumea asta mai frumoși ochi ca ai tăi. Mamă, azi... Bună ziua! Bună ziua! Aud aplauzele, da? Este sărbătoare mare! Mai ziua, mai ziua! O stimată doamna Ana, cea mai frumoasă doamnă din Nicăpreana, da? Am venit să vă bucurăm sufletul, că ești cineva, care vă duce dorul, a vrut să vă surprinde. Băiței, ok, mergem mai departe. În primul rând vreau să vă mână acest buchet de flori, gingă și frumos, ca și dumneavoastră, să vă bucure sufletul. Desigur, o tortă, ca să vă îndulcească sufletul dumneavoastră și cei care vă înconjoară în această zi. Mulțumesc. Așa, și șampania, ca să serviți oasele în această zi, în cinste sănătății dumneavoastră. Și vreau să spun că această surpriză vine din partea tuturor copiilor care vă iubesc și vă stimează, care sunt la moment, care sunt departe și vă duc dorul. Și vreau să vă citesc și câteva cuvinte care m-a rugat să le recit pentru dumneavoastră. Iubita noastră mamă, felicitări cu această frumoasă zi! Iartă-ne pentru că nu putem să-ți dăm o îmbrățișare, dar cu sufletul și gândul suntem aici, alături de tine, de tata și de toți cei dragi. Nu putem fi grămadă toți copiii și nepoții azi aici cu voi, dar prin acest buchet de flori și aceste felicitare știm că ne adunăm toți în inima ta. Ești ceea cui datorăm ceea ce suntem azi. Ne-ai sprijinit întotdeauna, te-ai bucurat cu sinceritate de toate succesele noastre și ai plâns cel mai mult când am fost răniți noi. La rândul nostru, te vom răsplăti cu ajutorul și îți mulțumim pentru tot ceea ce ne-ai învățat să ne fii sănătoasă și împlinite. Astăzi, de ziua ta, mamă, îți dorim să-ți ții în brațe toate florile lumii, iar zâmbetul să-ți fie toată oboseala de azi. Timpul se grăbește deja a 60-a oară, dar rămâi mereu pentru noi simbolul frumuseții și exemplu de urmat. Te cuprindem și te pupăm cu drag toată familia. O sărbătoare frumoasă de la toți, cu drag copiii. Aplauze! Așa! Dacă aveți și dumneavoastră, le transmiteți un mic mesaj, un semn de mulțumire celor care nu sunt. Dragii mei copii, băiței, știu că voi sunteți departe. Sunt el, Dănuța, Sergei. Vă iubesc mult și vă mulțumesc și lui Rodica, lui Andrei, Natalia, nora mea. Am 3 fete și 3 băieți, 3 ficiori și 3 fiice, 4 nepoței frumoși, sănătoși. Vă mulțumesc pentru tot și îi mulțumesc lui nora mea că ne-a dăruit un băiețel, un nepoțel de ziua mea, Cezarel, care și el e o magie a ta. Vă mulțumesc pentru această surpriză frumoasă și le mulțumesc la toți oaspeții de care mă stimează, neamuri, prieteni, cu mătri. Din tot sufletul mă închin și vă mulțumesc frumos! Bravo! Ce spune să cântăm la mulți ani? Ca să cântați la mulți ani pentru doamna Ana, da? Ascultăm. Haideți să vedem. Zici, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Cine se trăiască, anișoara se trăiască la
mai, da, care vor să vă fericitați. Da, cu scriu dumneavoastră, da? Vă rog frumos să se fericitați. Păi, vezi, mult, mult, mult. Am mai vorbit cu Dorita. Mi-e plâns, să am plâns. Glasul tău e îl ador, glasul ce mângâie gândul, brațele ce mă încălzesc. Mamă, azi mi-e dor de tine, cât de mult eu te iubesc, cât de mult eu te iubesc. Depărtare, sloi de gheață, lacrima înghețat și ea. Poate într-o dimineață s-a topit și nu-mi vedea. Anii trec, se duc și zboară, totul trece ca într-un vis. Mamă, ești tot mai frumoasă, chiar dacă timpul te-a nins. Mama, azi mi-e dor de tine, mama, mâine-mi va fi dor, când mi-e greu sau când mi-e